Da, am revenit în direct. Începem partea a doua cu câteva imagini filmate chiar astăzi de colegii mei la Berca. Aș putea să spun așa, în debutul acestui material, după faptă și răsplată, sau că uneori se întâmplă ca unii dintre concetățenii noștri, când promit ceva, să se mai țină și de cuvânt. Este vorba de cazul tinerei de etnie romă de la Berca, Loredana Neagu. Vă aduceți aminte că în primăvară a găsit un portofel cu 10 milioane de lei vechi în el, pe care l-a predat la poliție. La momentul respectiv, gestul tinerei buzoiene a impresionat o țară întreagă sau o bună parte dintre români. Unii dintre ei s-au găsit de cuvință să o recompenseze pe Loredana Neagu. Cei de la Radio Europa FM i-au dat câte 1000 de lei noi, adică 10 milioane de lei vechi, în fiecare lună de atunci până acum, iar alții i-au promis tinerei buzoience o casă, că îi vor construi o casă. Imaginile pe care le prezentăm în secundele viitoare sunt cu casa promisă Loredanei Neagu. Da, fundația despre care vă vorbeam împreună cu mai mulți voluntari au venit aseară la Buzău. Astăzi s-au pus pe treabă pentru a-i ridica această casă Loredanei Neagu. Probabil că au mers puțin mai greu lucrările astăzi întrucât a plouat, dar oamenii respectivi nu vor pleca de la Buzău până când nu-i vor termina casa acestei fete. Înțeleg că vor veni cu niște panouri, e o lucrare din asta mai modernă, și casa va fi terminată într-un timp foarte scurt, iar înainte de Crăciun Loredana se va putea muta cu cei doi copilași a ei în noua casă. Aproape o minune pentru ea, n-ar fi crezut niciodată că gestul ăsta de a returna portofelul se poate întoarce într-un asemenea mod plăcut, încântător, chiar în favoarea ei. Da, cum spuneam și cu alte ocazii, am ajuns să ne mirăm când vedem gesturi normale. Adică e normal să găsești un pormoneu cu bani care nu ți aparțin și care probabil au fost chinuiți, munciți, păstrați pentru medicamente, pentru că era vorba de o femeie care mergea la farmacie. E o poveste întreagă în jurul, în spatele fiecărui bănuț muncit și chinuit. Nu al jefuitorilor care au nenorocit România de 25 de ani, al omului simplu și normal. Am început să ne mirăm de că se fac fapte normale, că primarul din comună a făcut un gest normal de a da teren, că a făcut un gest normal de a-i angaja la primărie ca om de serviciu îngrijitor pe taică-su, ca să fie un bănuț în casă. Să aibă ce pune și ei pe masă. Ce pune pe masă. Că niște oameni și din Buzău și din București s-au dus la fața locului și au încercat să facă din asta un caz. Au luat-o și au dus-o la televiziune, la o televiziune centrală. De acolo s-a lansat un proiect. S-a oferit cu cea mai importantă contribuție postul de radio Europa FM. Și această fundație. Și fundația, cu ajutorul televiziunii, realitatea, că asta este, s-a lansat acest program și iată, de Crăciun se finalizează. De la unii mai mult, de la unii mai puțin, una peste alta, se rezolvă o problemă al unui om cinstit
al unui om dintr-o categorie mult blamată care ne face mari probleme pe toată lumea, de la infestarea parcurilor londoneze până la periferia Parisului, știți cu ce ne confruntăm, iată că nu e bine să generalizăm, nu toți, pretutindeni trăiesc oameni și la marginea localității Berca, fetișoara asta, așa, de culoare, așa, cu care eu am stat de vorbă și se exprimă extraordinar de bine. O limbă română, ce fel de școală a făcut și ea și ce profesor de limba română a fi avut, se exprimă mult mai frumos decât unii cu pretenții și care mai câștigă și bani, salarii de înmânuirea limbii române pe la diferite publicații. Da, haideți să Loredana Neagu este, este un om normal, care a făcut un gest normal. Societatea reușește, de bine de rău, să facă un gest normal, să aibă și ea căsuță acolo. Și poate apucă în vremea în care lucrurile normale să ne dirigeze și să ne ghidoneze viața și să nu devină excepții. Da, haideți să vedem, domn profesor și dragi telespectatori, și câteva declarații surprinse astăzi de colegii mei, de pe micul șantier de acolo, de la Berca. Înțeleg că au fost intervievați câțiva dintre voluntarii care au venit la Buzău pentru a ridica această căsuță. Chiar dacă acum suntem în fază incipientă, se văd doar pereții ridicați, noi sperăm ca până pe 20 decembrie Loredana să aibă posibilitatea de a-și pune bradul în casă. Deci locuința va fi finisată atât la interior cât și la exterior, va avea termosistemul, finisaj la pereții interiori din gips carton, vopsiți, parchetul. Putem spera și la mobilă? Am mai primit întrebarea asta în ideea în care există binevoitori. Noi așteptăm să se alăture proiectului nostru și să ne ajute ca locuința Loredanei de Crăciun să aibă și pat și masă și ce mai trebuie într-o casă. Locuința va avea două dormitoare, un living, bucătărie și baie. În jur de 60 de metri pătrați construit, 54-56 de metri util. Spune-mi ce te-a determinat să te alături echipei de voluntari. Fiindcă era nevoie de ajutor, mai simplu de atât nu se poate. Nu știu, sper să nu strig mai mult decât fac, glumesc. Fiecare văd care are un rol al lui, încercăm să ne facem cu toții utili, să urmăm instrucțiunile, facem ce putem. Vei veni și când se va muta Loredana în casă nouă? Da, da, chiar mi-ar plăcea să văd cum iese. O vei colinda pe Loredana? Da, de fapt, da, că ar trebui să se termine, nu până de sărbători. Bineînțeles, bineînțeles. Vine, urăm, venim cu capra, facem frumos. Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor care m-au ajutat și care au dat pe post cazul meu. Mulțumesc domnului primar Marco Valeriu pentru locul dat. Vă dați seama că m-am bucurat pentru că eu aveam așa grija asta, ce mă fac, pentru că am doi copii și singură și vă dați seama foarte mult. Cine nu s-ar bucura aflând că îi se face o casă și o... Sperai vreodată să-ți poți crește copiii în propria ta casă? Să știți că da, pentru că Dumnezeu ajută pe fiecare, așa. Indiferent dacă ești sărac sau dacă ești bogat, Dumnezeu îți dă. Da, un lucru foarte frumos care se petrece, iată, în aceste zile acolo la Berca, să mai produc și lucruri încântătoare, domn profesor, în societatea noastră, dar mai multe despre acest subiect veți afla de la ora 20 cu colega mea Mirela Copariu. Va avea invitați aici în studio chiar pe unii dintre voluntarii care s-au gândit la această formă de ajutor a Loredanei și care au venit să lucreze zilele acestea la Buzău. Noi mergem mai departe, trecem la un alt subiect legat oarecum de pașii înainte pe care municipiul Buzău și noi buzoienii ar trebui să-i facem pentru a avea un oraș mai frumos, mai curat, mai ecologic. Și mă refer aici la o inițiativă a celor de la RER Ecologic, firma care face acest serviciu în municipiul Buzău, de a implementa cu începere de în 2015 și de anul viitor un sistem din ăsta de colectare selectivă la nivelul orașului Buzău. Haideți să vedem materialul și revenim cu câteva declarații. Noi am demarat proiectul Sacul Galben încă de la începutul acestui an. Din păcate nu merge așa cum speram.
Dar o să facem în continuare și cu ajutorul instituțiilor abilitate și, bineînțeles, cu ajutorul mass media, o să facem o promovare mai intensă a acestei acțiuni, pentru că este foarte important ca utilizatorii noștri să înțeleagă că în stația de sortare nu poți să mai duci, eu știu, de exemplu, la case resturi vegetale sau moloz sau crengi. Extinderea proiectului va cuprinde și cartierele de blocuri unde lângă platformele de gunoi vor fi amenajate spații speciale pentru depozitarea reciclabilelor. Acestea au fost amenajate deja la câteva platforme, iar în locurile publice, mai ales în zona piețelor, au fost instalate containere speciale pentru diverse tipuri de reciclabile denumite clopote. Se face de fapt o colectare duală, adică în pubela de gunoi sau la asociații de locatari în containere se vor pune resturile menajere, ca și până acum gunoiul biodegradabil, iar în sacul galben se vor pune celelalte reciclabile la un loc, amestecate, că după aia ele se pun pe acea bandă la stația de sortare și se sortează pe categorii. Da, am văzut declarația directorului RER Ecologic Service, o declarație pesimistă la început. Înțeleg că ideea asta, sacul galben, n-a prea prins, cel puțin în momentul sau până acum. Se va încerca implementarea ei cu mai multă putere din 2015. Eu personal și eu sunt puțin pesimist că acești sași care vor fi dați buzoienilor sau prin grație acestor sași se va reuși îmbunătățirea colectării selective în municipiul Buzău, în sensul în care locuitorii acestei urbe, ei, fie de la bloc sau de la casă, da, să aibă grijă să pună în sacul respectiv plasticul, sticla, ceva ce ar putea fi reciclabil, iar în gunoiul obișnuit, tradițional, să ajungă doar rezidurile astea menajere. Credeți că ar putea să prindă o astfel de idee la noi la Buzău, domn profesor? Până la urmă prinde, dar depinde foarte mult și de modalitățile pe care le va organizatorii le vor întrebuința pentru a motiva. Pentru că nu se face niciun lucru de dorul elei. Există o motivație. Pentru elev, motivația învățării. Pentru muncitor, motivația unei munci de bună calitate, prin salarii, prin alte bonuri. Există o motivație. Oamenii nici n-au înțeles dacă e o joacă de copii selecția asta sau ia pe un traseu, ajunge acolo unde se întâmplă cu tare și de acolo unde se întâmplă cu tare și se întoarce către noi așa. Deci e o poveste care nu e întreagă. I s-a pus, domne, puneți alea aici, că vedem noi, știm noi ce e. Este important să le se explice câștigul, spuneți dumneavoastră. Câștigul moral, câștigul social, câștigul edilitar, câștigul ecologic, de mediu, de sănătate, dar și tehnicile. Unde merge sacul când s-a luat de la clasă, de la școală, de unde elevul a fost educat? Eu vorbesc în special de educația tinerilor, că cei mai bătrâni poate vor prinde mai greu anumite deprinderi, care s-au învățat așa, să arunce în mijlocul drumului, și găina moartă la malul gârlii și nu vreți să o luăm de la capăt cu modul nostru original de a trăi. Tradițional. Și tradițional. Dar pentru cei care vin din urmă, de la licee, facultăți, școli de meserie, tineretul, studios, tineretul de toate neamurile, trebuie să aibă și o explicație logică, să cunoască traseile, să fie prin voluntariat atrași, să pună mânuța ca să-l ducă de colo, dincolo. Nu simplu îndemn, puneți aici, că e bine, știm noi că e bine așa. Da, haideți să vadă luăm și cu restul și continua să înțeleagă fenomenul, cum se închide cercul. Da, haideți să mai luăm un telefon în direct de la un telespectator. Bună seara! Bună seara! Vă rog! Vă privesc acolo cu foarte mare plăcere și cu toate astea. Și l-am văzut și pe domnul de la RER, de acolo, sau cine, domnul director. Da, domnul director de la RER. Nu știu cum este. Eu nu știu care e treaba. Chiar ne vede proști, așa. Eu sunt un locuitor al Buzăului. Stau la casă și inițiativa nu este rea. Părerea mea. Dar eu vă întreb pe dumneavoastră. Eu plătesc gunoi, apa și gunoi care este. Dar pentru a face lucrul ăsta, care cu sacii galbeni, care văd copilașii ăștia că se plimbă cu caști, cu sacii galbeni pe străzi și cu toate astea, le-a duce și mie un sac. Sau îl cumpăr, poftă.
la mine la poartă câte mașini vin de gunoi ca să selecteze astea. Că dacă eu pun într-un sac plasticul și toate astea și se încarcă în aceeași mașină, dați-mi dumneavoastră răspuns. Da, aveți și dumneavoastră dreptate. Mi-am pus și eu întrebarea asta la un moment dat, domnule, la ce se selectează dacă ajung până la urmă... Ce se întâmplă în etapa următoare? La aceeași groapă de gunoi sau ajung... din eu nou... Eu am simțit muncitori și cam atât, dar să nu creadă că muncitori sau locuitori sunt chiar atât de proști. Că evenimente de astea de a... Nu, dar teoretic... ...o consumabile de astea și cantitatea astea și să le bună, să renumerează în bugetul nostru de apă și canal și gunoi, să știți că noi o suportăm. Dar nu mai trebuie să mai facem atâta propagandă, atâta timp, cât nu are efect. Eu dacă atât văd pe două pe stradă la mine, două mașini de la salubritate care colectează plasticile și gunoiul menajer. Atunci sunt cu cea mai mare plăcere ca să păi, cam așa ceva. A spus domnul director că din 2015 va veni o mașină care va lua special astea reciclabile și... Da, până în 2015 câți bani s-a cheltuit pe stația și copiii aceia care cine au plătit ca să... Asta a fost... Hai. Nu mai comentez. Da, bine, mulțumesc frumos pentru intervenție. La revedere. Vom trăi și vom vedea dacă va prinde, da? Sacul ăsta galben și metoda asta. Eu am și anumite rețineri și de ce, domn profesor? Pentru că, într-o mare măsură, locuințele buzoienilor, în special a celor de la bloc, sunt destul de mici. Sunt mulți care stau în garsoniere, apartamente, confort, 3... era foarte greu pentru ei să țină și găleata aia de gunoi, să mai vină acum cu un alt recipient în care să mai pună acolo sticlă și ce mai e, plastic, e destul de greu, cred eu, că va prinde la buzoi în lucrul ăsta. Doamne, multe se prind greu. În anumite sate, localități rurale, s-au distribuit europubele. Așa, cu capac, noi nouțe, sunt noi și nu pune niciunul nimic în ele. Le au toți dacă te duci, nu pune nimic. Ce să pun, domnule, acolo? Că și că dacă arunc resturi de la fructe, de mere, de pere, fermentează, iese eu. Dacă arunc nu știu ce după la bucătărie, miroase de să stric acolo. Pentru că el n-are un ritm de colectare ca să facă containerul ăla foarte repede și numai cu lucruri care între timp cu zile să nu se degradeze, să nu devină un focar de infecții sub nasului. Le au noi nouțe și cu noi merge tot în fundul curții, tot în mijlocul uliței, tot la malul gârlii. Și ăla l-au toți ca de ornament, de poză. Toți l-au în curte. Da. Deci e greu să se intre în normalitate și nu dacă ai dus sacul acolo sau europubela dincolo, ai rezolvat o problemă serioasă de mediu și de salubritate. Da, mai luăm un telefon în direct. Bună seara! Da, bună seara. Să rămână. În legătură cu gunoiul. Eu am fost în Franța, am stat 3 luni acolo și chiar că m-a chemat la poartă în legătură cu gunoiul. A venit un responsabil. Și acolo este în felul următor. Gunoiul, cel care se ia, deci reciclabil, peturile și cu sticlele ce sunt plasticul și hârtia, se ia într-o zi a săptămânii, iar gunoiul menajer se ia în altă zi a săptămânii. Nu se ia amândouă în aceeași zi. Și în al doilea rând, doamnă, cred că și mai important, fiecare proprietar de casă are pubele din asta la poartă. Da, are pubele și are, se pune într-un sac. Poate să fie sacul negru, dar deci să fie cu o dungă galbenă care să strânge sacul. Dar tot păsat sau pubela? Există o pubelă anume pentru plastic, o pubelă pentru... Pubela poate să fie verde, dar înăuntru sacii care se pun cu gunoiul trebuie să fie cu o dungă galbenă, deci la gunoiul de, în care se pune plasticul. Reciclabil. Da. Cel reciclabil. A, și că vin băieții de la RER-uror de acolo să uită și iau anumită pungă, da? Nu, le așează diferit. Unul se pune într-o pubelă, unul într-o pubelă, deci, dar nu se amestecă gunoi. Gunoiul menajer într-o pubelă, iar celălalt cu plasticul și cu hârtia se pune în altă pubelă și are o dungă, da, are o dungă galbenă în sacul. Iar
Sticla, mă rog, se duce în altă parte, o duce și crengile la fel, le duce proprietarul, este un din asta deziderat. Și care nu respectă, doamnă, ce pățește? Care pune... Nu le ia gunoiul. Care nu are gunoiul sortat, nu le ia. Îl lasă la poartă. Da, interesant. Bine. Da, așa. Și iarăși la Cluj. Mă uitam, am fost acum de curând la Cluj și... tot la fel, unde se duc gunoiul la blocurile cu patru nivele, mă rog, am fost în Florești acolo, da. Și sunt și mai amenajate, deci astea cu gunoi, mă rog, în Franța sunt înconjurate cele cu gunoi, unde se duce gunoiul la blocuri, în oraș, în Charonne, unde am fost eu, e împrejuimuit cu gard viu, deci plasă de sârmă, acoperit, ca să nu plouă în cubelele acelea, deci astea la blocuri. Da. Așa. Și e împrejmuit cu gard viu. Iar în Cluj mă uitam, tot la fel, toate astea cu gunoi sunt împrejmuite cu gard, cu sârmă, după aceea cu vopsit cu verde, acoperit, și are doar o portiță care are un zăvor și fiecare duce gunoiul, are trei containiere. Gunoiul menajer, gunoiul cu plastic și cu asta și sticlă. Dar toată lumea pune gunoi unde trebuie, saci cu gunoi sau, mă rog, ce au acolo și închide. Chiar mă gândeam, zic, Doamne, dacă este poarta încuiată acolo, zic, unde am să duc eu gunoiul? Dar era să pune zăvor. Deci lumea duce gunoi acolo, acoperit, nu plouă, nu nimic, ca să facă mizerie în jur, cum este la noi. Așa? Și duci închis portița, tragi zăvorul și curat în jurul... Și asta este. Da. Mulțumesc frumos, doamnă, pentru intervenție. Vom mai relua subiectul. Probabil o să-l invităm săptămâna viitoare pe domnul Mocanu, directorul RER Buzău, în studio aici. Veți avea probabil, sau cu siguranță, această posibilitate de a-i spune în direct cum se face în alte orașe și în alte locuri din România și din lume. Pe final de emisiune, domn profesor, să mai citesc câteva mesaje de la telespectatori. Uite, unul interesant. Sunt interesat să ajut cu câteva piese de mobilier pe Loredana. O să lăsăm numărul de telefon al telespectatorului colegii mele Mirela, care va dezbate mai pe larg acest subiect. Întreabă cineva când se mută copiii de la Concas la Școala Populară de Artă din Muzeul Județean. Dar știm această problemă. Când vor vota consilieri, atunci se vor muta. Obiectivul, este o ședință. Obiectivul e gata, e făcut, dar de vreo două, trei ședințe, de două luni, se ciondănesc unii alții că nu votează să se execute recepția lucrării. Da. Și e un răutăcire în ăsta, da? Da, mi-e permis așa au înțeles unii, așa înțeles unii să servească interesul public. Bun, cam atât, domn profesor, pentru emisiunea de astăzi. Mulțumesc frumos pentru prezență. Mulțumesc și celor care s-au uitat și astăzi. Rămâneți pe Campus TV. Peste 20 de minute urmează jurnalul. Cum vă spuneam, de la ora 20, emisiunea colegii mele Mirela Copariu, despre ce se întâmplă cu fata asta, Loredana Neagu, de la Berca. Până luni, eu vă spun la revedere și un weekend cât mai plăcut. Thank you.